Transparența în administrație este una dintre prioritățile candidatei PMP Călăraș pentru Camera Deputaților, Simona Vlădica. Aceasta susține că alegătorii trebuie să știe ce se întâmplă cu banii lor. Avem foarte multe priorități, multe de făcut în județul Călăraș, ca de altfel în întreaga țară. Prima care îmi vine în minte ar fi transparența în administrație. Și în acest sens PMP are un proiect național omul, orice om din România sau din județul Călăraș trebuie să știe ce se întâmplă cu banul lui, cu banul public. Acesta este un proiect foarte important. Odată ce avem bani în visterie, ca să spun așa, putem să dezvoltăm multe alte proiecte. Totodată, candidata PMP Simona Vlădica se preocupă și de creșterea producției agricole. Aceasta susține că în județ este un teren arabil de foarte bună calitate, iar în zona Oltenița este nevoie de depozite frigorifice pentru legume. În județul Călăraș, fiind un județ agricol, ne preocupă în deosebi să avem, pe de-o parte, să, în județul Călăraș, fiind un județ agricol în special, ne preocupă să creștem producția. Traversăm o perioadă de pandemie și ar fi foarte important să ne gândim cu ce ne vom hrăni la un moment dat când este posibil să avem dificultăți în acest sens. Și atunci, beneficind de un teren arabil de o foarte bună calitate, la noi sunt foarte multe legume. Și în acest sens, mai ales în zona Oltenița, este nevoie de depozite frigorifice. Acesta este un proiect important. Simona Vlădica este și doctor în psihologie, titlu pe care l-a obținut la Universitatea din București cu teza Atitudinea față de maternitate a femeilor cu sterilitate.